v-am găsit, dragilor! Pregătită cu un aranjament floral de la Florăria Evolution, astăzi mi-am dat întâlnire în acest parc minunat de care se leagă o poveste frumoasă, pentru că știm că în zonă locuiește îndrăgita și inconfundabilă artistă, doamna Maria Cârneci. A acceptat invitația mea, ne-am dat întâlnire în acest parc și ceea ce ne va spune, dezvăluirile pe care le va face în exclusivitate pentru noi, le veți afla chiar astăzi. Eu zic să mergem să întâlnim, să-i dăruim aceste flori și să vedem cum se va desfășura discuția de astăzi. Hei, bună ziua, doamna Maria! Oh, Florăria Evolution ne-a pus la dispoziție acest aranjament frumos. Vai. Am încercat să vă aducem bucurie prin intermediile emisiunii. Mulțumesc! Floricelele o să le punem aici între noi, să fie tot timpul la cadru. Câinele ne așteaptă și el, am venit însoțită. Măi, frumusețe, am și eu una, dar a mea e mai mare, cățelușa mea, Sara. E mult mai mare, da? Dacă tot ne-am gândit să venim în parc, zic să-mi iau și patrupedul. Da. Ce faci, mă, la mine? Mi era dor de tine. Și mie, să știți foarte mult și mă bucur că totuși în timpul dumneavoastră prețios de familie, de profesie și multe alte activități pe care mi-a le aveți. Mi-a făcut plăcere că mi era dor. Nu l-am văzut de mult. Mă rog, așa s-au întâmplat lucruri mai puțin plăcute, în fine, dar sunt bucuroasă că te văd. Ești foarte frumoasă, arăți foarte bine. Mulțumesc din suflet. Da, și mă bucur că ne-am văzut. Ce-ți fac cu murile? Bine, sunt acasă, greu mă descurc și eu în ideea în care fac aceste emisiuni superbe. A doua mea familie, cum spun eu și am spus-o de la început, Etno TV. Așa. Și acum prin intermediul acestei emisiuni, așa care pune zici. Artiști într-o lumină extraordinară și pe mine folclorul sub lupă, intrăm în casele celor care ne urmăresc cu multe dezvăluiri în premieră. Eu așa să fie și să ai succes mult cu emisiunea pe care o faci acum la Postul Etno și sunt convinsă că oamenii vor savura și se vor bucura de fiecare artist în parte care îl aduci în emisiune. Uite-te cu și siguranță, tu. Asta ne și dorim. Uite-te și tu ce bebiș frumos. Cum trăi copiii la dumneavoastră, parcă da, și eu am două prințese, două nepoțele de care sunt foarte mândră și fericită că le am. Da. Doamna Maria, nu ne-am întâlnit astăzi întâmplător în acest loc, în colț de rai, aș spune eu, și aș începe cu prima întrebare. Maria Cârneci este artist, este dovada clară a omeniei, a bunului simț, a faptului că dincolo de toate a semnat condica celor mai mari artiști și totodată a fericirii absolute prin amuzamentul de care dați dovadă și prin faptul că aduceți energie pozitivă oriunde. Cum v-ați câștigat aceste titluri inconfundabile? Nu știu dacă le-aș numi titluri, e un fel de a fi al fiecărei persoane în parte. Probabil că sunt un om care toată viața mea, născându-mă într-o familie creștină, într-o familie modestă, am admirat la părinții mei, deși au fost foarte modești, că ne-au învățat cum să ne purtăm în viața asta și principiile alea, crede-mă că mă urmăresc și în ziua de astăzi. Adică bunul simț, 7 ani de acasă, frica de Dumnezeu, rușinea de lume, adică sunt niște lucruri care, pe care părinții mei tot timpul mi le spuneau. Să fiu atentă la comportament, să fiu atentă. Eu sunt de felul meu o fire mai veselă, mai tonică, mai... Dar, în ciuda efervescenței mele interioare, am rămas un om extraordinar de în banca mea, din toate punctele de vedere. Am ținut la noțiunea de familie, la noțiunea de bun simț, de colegialitate și, nu știu, m-am străduit să rămân un om și să nu-mi fie rușine dacă merg pe drum, dacă mă întâlnesc cu oameni, adică poate că, eu știu, fiecare greșim sau fiecare avem scăpări, nu știu ce, dar cred eu că ce e esențial la un om, să aibă caracter, să fie în banca lui, să își respecte colegi, vecini, rude și prieteni și familie, nu mai vorbesc, pentru că nu trăim de unii singuri și la un moment dat în viața asta ai nevoie de un vecin, ai nevoie de un prieten, ai nevoie de un coleg. Și atunci, dacă ești un om responsabil, un om
care ai niște calități, eu știu, născute, ca dobândite din, așa te-ai născut, din familie sau văzute și ți le-ai însușit și sunt bune și, eu știu, te conduc în viață să ai echilibrul ăla, adică să nu spargi niște limite de bun simț. Asta, după părerea mea, este cel mai frumos, cea mai frumoasă trăsătură a unui om. Să rămână om, indiferent cine ar fi, indiferent pe ce treaptă a scării vieții îl așează Dumnezeu, că până la urmă nu putem să facem noi de capul nostru mai nimic fără grija lui Doamne, Doamne, dar depinde și de noi, adică cum ne cizelăm în viață, ce dorim să învățăm, ce dorim să schimbăm în comportamentul nostru, pentru că tot timpul vezi ceva, înveți ceva, cine spune că le știe pe toate, se înșală. Învață omul toată viața. Toată viața. Vă amintiți lucruri pe care le purtați și acum în suflet și le-ați lăsat sau le veți lăsa pentru fiul dumneavoastră și pentru nepoate, să-și amintească, uite, asta am învățat de la mama, asta am învățat de la tată. Multe lucruri am învățat de la părinții mei, de la frații mei mai mari, dat fiind faptul că eu sunt cea mai mică din 5 mezina familiei, din 5 copii, da, dar nu numai de la ei, și de la lume străină. Totdeauna mi-am pus întrebări, am fost o ființă foarte curioasă, neliniștită, dacă vrei. Și totdeauna, plecând dintr-o familie modestă, fără jucării prea multe, fără rochițe prea multe, fără, nu știu, mă rog, de ce s-ar bucura un copil care are de toate. Da, nu am avut, n-a fost cazul, dar deschid paranteza și spun că am avut cea mai frumoasă copilărie, îmi făceam păpușile singură, din rămășițe de la rochițe, puneam păr din mătase de porumb, nu știu. Erau mai kinky alea care le făceam eu decât orice păpușă de porțelan. Nu știu, cel puțin așa vedeam lucrurile atunci. Și atunci revin și foarte multe lucruri am învățat de la mama mea și revin la chestia care am spus-o mai devreme, la principii de viață. Nu știu, deși am făcut școlile departe de părinții mei, nu le-am făcut aproape de casă, veneam la 3-4 luni la vacanțe acasă, dar totdeauna mama mea și sora mea mai mare m-au învățat cum să calc o cămașă, o rochie, cum să cos un nasture, cum, nu știu, adică lucruri care le fac cu plăcere și le fac ca lume și în ziua de azi. Și credeți că sarcinile acestea e bine să le facă și un bărbat, dat fiind faptul că dumneavoastră sunteți mamă de băiat? Să știi că eu, deși am avut un singur copil, nu l-am constrâns în niciun fel, adică am fost eu și soțul meu prieten cu el. Chiar l-am întrebat la un moment dat, când era la sfârșit de liceu sau la început de facultate, dacă zic, mami, să nu fumezi pe furiș, dacă vrei să fumezi, spune-ne nouă măcar să fumezi țigări mai bune. N-a fost cazul, pentru că nu fumează, nici cafea n-a băut, nici el, nici nora mea, și vezi că cine se aseamănă se adună. Dar l-am învățat, însă fiind bărbat, fiind băiat, adevărat, l-am protejat și eu tot timpul am avut ajutoare. Mi-a fost mie drag să le fac mult timp, să-mi pun la punct costumele populare, să mi le spăl, să mi le apretez, să mi le, nu știu, cos dacă s-au descusut undeva. Adică asta spuneam, ce îmi spunea mama mea, că indiferent cine ai fi în viața asta, mâncare trebuie să faci, vase tot trebuie să speli, mă rog, ordine și așa mai departe. Și mare dreptate avea, pentru că e normal ca o femeie, și mai ales în vremurile care le trăim, să aibă și ajutoare. Dar după cum observi, sunt din ce în ce, adică e din ce în ce mai dificil să pui pe cineva străin să facă. Poate nu e pe gustul tău sau poate nu face cum trebuie. În fine, sunt lucruri care eu știu, da, și de tot de la mama mea, în timp ce mă împletea așa când mă duceam la școală, nu-mi iese din ochi sau nu-mi ies din ochi imagini, când tot timpul mă învăța să ai grijă, că îți dai seama, ca fată, eu am plecat la 14 ani de acasă. O copilă. Da, la liceu și
te încântă, nu știi unde, părinții te trimit să faci un lucru bun și totdeauna am avut ambiția asta să învăț, să nu-i fac de rușine, să nu fiu, cum să spun, ar veni vorba satului, pentru că, îți dai seama, o fată... De râsul lumii. Da, o fată se încântă ușor. Câte nu am văzut și noi la rândul nostru, fete tinere s-au păcălit, s-au dus acasă la părinți gravide și tot felul de tragedii și de nenorociri care n-ar fi trebuit să se întâmple. Și atunci, normal că am fost atentă toată viața mea la comportament, la ce vorbesc, chiar dacă am făcut glume și îmi place, pentru că sunt un om atât de ancorat în lumea reală, în lumea în care trăim. Așa? Tot timpul am făcut glume, am făcut nebunii alături de colegi, de prietene, dar nu cu un scop să deranjez pe cineva sau să bat vreun apropo. Din contră, să fie lumea mulțumită, fericită, să mai râdă că fiecare... Nu există om fără probleme, nu există om, eu știu, sănătos 100% și atunci un pic dacă vine un zâmbet de la cineva, o încurajare de la altcineva, parcă și viața lui sau și momentul în care trece se mai ușurează un pic. Dar aveți, doamna Maria, o cultură, o energie atât de bună, pozitivă. Nu regretați totuși că ați făcut un singur băiat, că aveți un singur acum, copil? Acum, da, Lavinia, dacă e să mă întrebi acum, dar vezi tu, când ai 22, 23, 24 de ani, te gândești, Doamne, să fiu sănătoasă, să pot să cânt, aoleu, să scot cântece, să am costume frumoase, să-mi fac și eu o casă, adică vrei să demonstrezi părinților, cunoscuților, celor din satul tău să te aprecieze, știu ce era în capul meu și tot am amânat până când am zis că gata, e prea târziu să mai, nu știu, la 30 ceva de ani, 35 de ani să mai mă apuc să fac alt copil. Dar îmi pare rău, dacă e să fiu sinceră și să spun acum, dar atunci, la vremurile alea, când toată lumea alerga și eu aveam, cum să spun, modele, vecinul meu e Ion Dolănescu, la trei case stăm unul de celălalt, și admiram toate cântărețele îmbrăcate în costume frumoase și zic, domnule, dacă aveți o muză, poate, da, dacă poate, pot și eu, ce trebuie să fac? Și îmi consumam timpul, energia, de multe ori numai să aflu lucruri și eu mi le selectam. La nivelul de atunci al gândirii, dar pot să spun că toată viața sau tot timpul am avut o gândire sănătoasă. Nu mi-au plăcut lucrurile rele, nu mi-au plăcut minciuni sau lucruri ascunse. Dacă n-am vrut să spun ceva la cineva vreodată în viața asta, mai bine n-am spus deloc, dar n-am mințit. Adică n-am spus o minciună în loc de... Am evitat subiectul, n-am spus și... E foarte urât și vezi oamenii, îi scanezi de la prima vedere, nu știi ce temperament, ce atitudine, ce comportament are, până când intri și acum, după atâția ani de experiență, foarte repede îmi dau seama de un om educat, de un om care a fost la școală pe fiecare zi, după cum ține pixul, după, dacă citesc o pagină scrisă și am văzut trei greșeli de gramaticale, deja îmi pun întrebări, așa? Și sunt foarte multe lucruri și detalii de care eu nu că am fost pretențioasă, fără să vreau, pentru că eu, având o ambiție poate peste limitele unui copil de vârsta mea, nu știe lumea, dar mă rog, pot să spun, pentru că poate am mai spus-o de câteva ori, foarte bine am învățat în toate genurile de școală, generală, liceu și după aia la Canto, unde am făcut cu doamna Florica Orăscu și cu doamna Irina Saghin, așa, am fost olimpică la limba rusă, la limba română, în liceu. Adică îmi plăcea să... Să vă autodepășiți. Tot timpul să muncesc. Dacă să fiți pot în concurs mai mult cu propria persoană. Da. Nu că eram în concurs. Vroiam să demonstrez, în primul rând, la părinții mei, ca să fie mândri de mine, să bucure când le duceam carnetele pline de 9 și de 10. Îți spun, adică nu știu dacă în viața asta, până când m-am căsătorit, am avut o chestie de care să mă jenez de lume sau de părinții mei. Nu.
pentru că îmi dădeau bani cât să-mi ajungă, dar trăgeam de ei, îți dai seama că nu aveau un singur salariu la 5 copii, erau de ale casei, adică aveam pământ, păsări, dar poate ca fată, nu știu, vroiam să ascult un cântec sau vroiam să mă pregătesc, să mă duc să iau lecții de canto sau de ceva mai frumosule, mă. Așa, trăgeam de bănișorea și ei se trudeau ca să-mi pună la dispoziție să am bandă caiete, să am bandă mâncare și așa mai departe. Și atunci, pentru mine, faptul că învățam bine și că eram în banca mea și la locul meu, era ca o răsplată a efortului părinților mei. Dacă ar fi să vă gândiți așa, ce va reproșa băiatul și soțul dumneavoastră vis-a-vis de cariera Mariei Cârneci? Ați iubi mai mult meseria decât familia? Ei sunt, cel puțin, soțul și copilul meu, au fost sensul meu de a trăi, viața și sufletul meu, așa cum și soțul meu mi-a spus în ultima clipă că eu și Edi și cele mici și Nora, pentru că între timp fiul s-a căsătorit, am fost sufletul și viața lui. Așa au fost și ei pentru mine. Niciodată nu mi-au reproșat, nici fiul și nici soțul, din contră. Soțul meu nu era artist, el a terminat facultatea de științe economice, toată viața lui a lucrat ca manager de hotel, director de hotel și așa mai departe. Deci, dar niciodată nu m-a refuzat, că a fost vorba de un turneu în străinătate, în America, în Italia, nu știu, în Germania sau... Dacă s-a putut și el a putut să plece, a mers cu mine. La nunți, la spectacole, la evenimente, la filmări, totdeauna m-a însoțit în limita timpului și la problemele lui de la serviciu. Dacă a putut, m-a însoțit, m-a ajutat, nu mi-a reproșat niciodată. Din contră, era foarte mândru, era foarte... vedea că iubesc eu meseria... cum să zic, îmi era jumătatea pe care mă pot baza și când spun treaba asta, nu spun așa că să mă aflu în treabă. Chiar a fost omul pe care m-am sprijinit ca pe propria ființă, ca pe propria persoană, nu știu cum să spun, de încredere, educat, niciodată. Am stat și m-am gândit mult, mai ales că a fost și pandemie și... S-a întâmplat nenorocirea cu el, au trecut 9 luni și m-am gândit așa la un moment în toată viața asta noastră care am trăit-o împreună, dacă ar fi ridicat vreodată tonul, nu vorbesc de alte jigniri sau că n-a fost cazul, niciodată, dar dacă mi-amintesc eu, dacă el a ridicat tonul, nici când rătăceam drumul pe la nunți, când nu erau GPS-ul de-astea, modernisme de-astea, și trebuia să ajung nu știu unde, la Bacău sau în comuna cu tare, la familia cu tare. Unde dracu, nimeream, mai greșeam drumul. Nici atunci că eu, aoleu, întârziem, vezi pe unde e? Păi zice, dacă tu știi, spune-mi tu. Nici atunci m-am gândit și mi-au venit în minte, am derulat așa multe întâmplări. Nici atunci când eu eram disperată să ajungem, că na, ai un angajament, nici atunci. Zice, Mari, dacă tu știi și ai mai fost pe aici, spune-mi pe unde să o iau, că da. Și atunci nu mi-au reproșat niciodată nimic, iar tot succesul meu și, mă rog, din punct de vedere material, ceea ce am câștigat în toți anii, normal că eu nu i-am folosit eu, am folosit pentru casă și copilul meu să aibă poate ce mi-a lipsit mie și așa mai departe. Deci nu au fost momente și nu sunt acum și copilul și Nora și soțul, nu mai spun că era cu mine peste tot. Mă uit la dumneavoastră și de fiecare dată când ați abordat sau a spus de soțul dumneavoastră, ați avut ochii în lacrimi. Da. Și mă uit că a fost marea pierdere a dumneavoastră. Da. Deci, un gol pe care nimeni nu o să vi-l poată acoperi. Și vreau să spun sincer, pentru că, în primul rând, e ceea ce simt. Ok, cred că de acolo de unde s-a dus la Doamne, Doamne, mă ajută, îmi dă putere.
mă împinge să mă duc mai departe pentru că știe cât de mult am iubit și iubesc meseria asta de cântăreață, cât de mult iubesc lumea și viața și cred că e mândru de mine, dar niciodată eu nu o să mai pot să fiu, n-am cum. Nu pot, adică nu mă obligă nimeni sau nu mi impune nimeni, dar simt eu că nu pot să mai fiu cum am fost niciodată, așa când era și el lângă mine. V-ați gândit vreodată, doamna Maria, că o să vă numiți o femeie văduvă? Nu m-am așteptat, pentru că medicina a avansat foarte mult, însă știu eu ce să zic, m-am uitat lung că suntem trecători, n-avem nicio putere. Și din acest motiv, câte nopți, mii, zeci de mii de nopți în aproape 40 de ani, așa petrecuți împreună, n-am îndurat și n-am luat nimic după el. Și atunci, încă, cum să spun, o floare frumoasă a răsărit în sufletul meu, că omul trebuie să dăruiască mai mult, din ce face el? Dacă e medic, să-și dea toată știința să rezolve sau să facă bine un om, dacă e cântăreț, să aline durerea, nu știu, prin cântece, prin texte frumoase, prin mesaje frumoase, dacă are 5 lei mai mult decât celălalt, să cumpere o pâine de 2 lei și să o împartă. Nu știu, am ajuns la concluzia că ne folosim de tot ce ne trebuie pe aici, dar din păcate când vine ceasul, toate rămân aici. Noi plecăm așa cum am venit, adică fără nimic. Și atunci, normal că te întreb și îți vin 1000 de întrebări. De unde vine atâta ură, atâta răutate? De ce? La ce bun? De ce nu-și vorbesc neamuri, frate cu frate, soră cu soră, mamă cu copil? Nu știu. Eu nu pot să cred. Este peste puterea mea de a înțelege. Pentru că în momentul când pățești o nenorocire de asta în viață, să-ți ia pe cineva atât de drag, mă, îți ia din putere, îți ia din avânt, din elan, din veselie, din tot ce vrei. Chiar dacă nimeni nu spune că stai numai să plângi, zâmbești, râzi, că mă fac alea mici, sunt aerul și sufletul meu, dar revenind la matcă, acasă, cum s-ar spune, nu ți-e jumătatea pe care te sprijini, cu care te consultai. Și atunci, de asta spun, suntem trecători pe aici, nu suntem, nu știu, numai acolo sus, undeva, se știe. Vă simțiți inima singuratică? Mă simt, normal că mă simt singură, dar nu mă simt singură așa că sunt cu băiatul, cu nora, cu astea mici, cu frații mei, cu nepoți de la frați, cu prieteni, cu colegi, dar în sufletul meu am zis, este jumătatea dispărută care niciodată nu va mai fi Maria cum a fost până să piară geam. Dar acum că tot ați pomenit de soțul dumneavoastră, a fost dragoste la prima vedere, doamna Maria? Cum l-ați cunoscut? Măi, eram la Floarea din grădină, era singurul concurs televizat de tinere talente al televiziunii române. De fapt, era o singură televiziune. Și producătorii, doamna Simona Patraulea și Sorin Grigorescu, făceau spectacole flori din Floarea din grădină în toate orașele țării, televizate. Și am ajuns la Târgoviște să dăm spectacol înainte de Crăciun. La hotelul unde ne-a cazat, un director tânăr, abia terminase facultatea, directorul hotelului, soțul meu. Eu până să intru în hotel, știi că televiziunea română are cabiniere care, mă rog, are grijă de costumație, de noi să ne macheze, de cosmeticiene, de machioze, în sfârșit. Fiind așa până în Crăciun, era puțin brumă pe marmura aia de la intrarea de la hotel. Mamă, de n-am luat o căzătură, dar una din cabiniere zice, Mărioară, Mărioară, aici o să te măriți. Deci nu era nici... vorba aceasta din deci ascultă-mă că poate mai trește doamna de la televiziunea română. Zice, aici o să te măriți, ai alunecat pe scări și ai căzut, aici te măriți, măi. Și după vreo 2 ani jumate, 3, acolo m-am măritat, chiar cu directorul hotelului de la hotelul din Târgoviște, îți jur.
Deci a pus ochii pe dumneavoastră atunci. Da, eu stăteam în cameră cu o colegă de la Florea din grădină și ne-am dus, ne-am cazat, nu știam cine e director, pe noi ne interesa să fim frumoase la spectacol, aoleu, să fim, să facem succes, că era lumea nebunită, veneau, știi cum era, și pe la geamuri, și pe, că era singurul concurs televizat, Floarea din grădină. Și seara când am venit de la spectacol cu colega, am găsit câte un boboc de trandafir pe pat. Și eu și ea. Zic, băi, nu ne gândeam de flori. Zic, bă, să nu ne fi furat zrențișoarele costumele de pândulap, după unde nu era adevărat. Și normal, revoltată că cine a intrat în camera noastră, ne-am dus la recepție. Doamnă, zic, cine e aici, șeful hotelului sau șefă? Pentru că cineva a intrat la noi în cameră. El avea birou chiar lângă recepție și a ieșit un băiat brunet cu aluniță, manierat, foarte curat și foarte elegant. Tinerel, îți dai seama, la 24 de ani, zice, nu s-a întâmplat, nu se pune problema așa domnișoarelor, nu v-au dispărut nimic, sunteți de acord. Da, zic, dar a intrat cineva. Păi a intrat să vă ureze un bun venit cu floare. Mulțumim frumos, dar putea să nu dați personal, nu știu ce. Și de la... un fel, nu râcă, că e mult spus, așa, înțepăturile astea, genul ăsta de înțepături. A doua zi, când am coborât la micul dejun, m-a invitat să bem o cafea, ne-am cunoscut, i-am spus sincer cine sunt. El stătea în oraș, părinții lui erau cu casă în oraș, printre puținii care aveau mașină mică la vremea aia și ce mașină, așa. Nu știu, mie mi-a plăcut în primul rând sinceritatea, curățenia lui, l-am studiat de la mâini, de la unghii până la așa, singur la părinți, educat de mama lui, foarte frumos, pentru că tu știi și din alte emisiuni că tot timpul eu pe socrii mei am considerat părinți și niște îngeri de oameni, care decât m-au ajutat. Și lasă-mă pe mine, dar toate colegele mele, și mai mari ca mine și mai mici de ani, i-au cunoscut pe socrii mei, Mirela Petrean, Adriana Antoni, Irina Loghin, Maria Ciobanu. Tata socru ne ducea când soțul meu nu putea, la spectacole, la nunți. Au mâncat la mine în caz la ei, adică niște oameni ca și soțul meu, de nota un miliard. Contează educația foarte mult. Da, foarte, foarte mult. Și uite așa, de acolo ne-am împrietenit. A zis că m-a invitat cum ar veni anul următor, era până în Crăciun, de Paște la ei la masă, la socrii, da? M-am dus, am fost un om sincer, cine sunt, ce vreau să fac. Ei din prima m-au alintat, mari, m-au primit foarte frumos și uite așa am ajuns la căsătorie, care a durat aproape 40 de ani. Credeți că... nu știu, sunt oameni care au diferite încercări în viață, dar dumneavoastră credeți că soarta aceasta, destinul care v-a fost, omul pe care l-ați iubit atât și despre care vorbiți atât de frumos, le-ați primit după suflet? Sau faptul că vă trageți dintr-o familie modestă, frumoasă, cu educație aleasă? Nu știu, cred că tot... sau totul ține de alegere? Ori este voia Domnului la nu mijloc? Nu cred că e alegere, pentru că ești prea tânăr și nu știi ce alegi, pentru că... nu știu, poate un om se poate comporta frumos un an, doi și după aia am văzut cazuri că devine altceva și nu știu, poate că Dumnezeu, știi, le rânduie pe toate. Un scop. Nu știu, cred că fiecare om pe pământ vine cu o misiune să întâlnească, să pătimească anumite lucruri. Sunt lucruri foarte rele care ne trec prin viață. Poate nu nouă personal, dar la rude sau chiar și nouă sau foarte, foarte afectat. Multe. Da, ești afectat, normal, sunt răni care nu se vor vindeca niciodată, dar de la aceeași putere divină vine și forța să mergi înainte. Eu am văzut oameni care și-au pierdut ambii copii. Necazuri mari. Da, necazuri nu mari. De negândit, de neconceput. Și eu am în gândul și în sufletul meu am zis, oamenii ăștia nu vor mai putea să meargă pe pământ. Nu vor mai putea să facă un pas fizic, terminați. Deci chiar
și la mine în familie, o rudă îndepărtată de-a mea, da? A avut parte de tragedia asta. Și uite, au trăit, dacă Dumnezeu a vrut, trăiesc. Nu există zi să nu meargă acolo, să le ducă flori, dar vreau să spun ce înseamnă puterea divină, să putere, da. Ce înseamnă în concepția unui om că imediat îți schimbi părerea, că Dumnezeu te întărește, când dai de un necaz, te ridică. Nu știu prin ce forță, că tu ca om nu știu dacă mai fi în stare. Categoric, de unul singur. Categoric. Dar cum ați putut dumneavoastră trece, Maria Cârneci, peste încercarea asta să vă mai păstrați pozitivismul și până la urmă să lăsați trecutul și să priviți viitorul? Ca o femeie singură, din punct de vedere al unei căsnicii, pentru că vă văd că încă purtați verigheta pe mână. Da, n-o să o dau jos până mă duc acolo, lângă el. N-am să o dau jos. Nici nu se pune problema, nu m-am împăcat cu trecutul și nici nu l-am dat la o parte. Râd, zâmbesc, mă alind cu cele mici, cu prietene, cu colege, dar sufletul meu și viața mea de acum, deci n-are cum. N-am cum să uit, măcar poate uit așa că stăm de vorbă acum, dar în gândul meu, în sufletul meu, prezența lui, prezența anilor petrecuți sunt în sufletul meu. Și în casă bănuiesc că vă loviți tot timpul de amintiri. Și normal, adică n-ai cum. Nu ai cum. Adică să zici, domnule, am uitat, de mâine nu mai mă gândesc, nu există așa ceva. Care a fost ultimul mesaj pe care vi l-a transmis înainte de a muri dumnealui? A fost cam dureros pentru că noi în ultimele 7 zile, când el a fost trecut pe morfină, am făcut curândul. Mă duceam eu cu verișoara primară de-a mea, care e doctoriță, și dormeam noaptea, mă schimba Edi cu Ana Maria. Și înainte cu o zi să ne părăsească, l-a chemat pe Edi, pe copilul meu. Eu mi-am dat seama că ceva, că a vrut să vorbească cu el. A simțit că nu mai poate și i-a dat documentele, carnetul de conducere, livretul, pormoneul, toate chestiile copilului. I-a dat cardul, i-a spus, mă rog, ce a avut de spus. Copilul a ieșit bulversat de acolo și... Dar de ce l-a ales pe el? Pentru că pentru mine avea un alt mesaj. M-a chemat și pe mine după ce a ieșit Edi și mi-a spus... Și după aia ne-a spus la toți că eu și copilul și nora și alea mici a cerut să le mai vadă o dată. Am fost viața lui și să avem grijă unul de celălalt. Și mie mi-a spus în ce să-l îmbrac. Deci... mesaj și am spus, de ce? Unde vrei să pleci? Mare zice, știi că sunt un om care am capul pe umeri și gândesc. Te rog să nu-mi pui lucruri colorate pe mine, să-mi pui alb și negru, buton la cămașă. Da. Asta-i. Și am spus că nu se poate întâmpla nimic, medicina a avansat, ne rugăm la Doamne, Doamne, să facă o minune cum a făcut atâtea. Și am stat până târziu, tot îl încurajam că nu se poate și verișoara mea primară, care noi am curunat-o, hai nașule, că trebuie să luptăm, ai promis că luptăm împreună. A, nu tare. A rămas Edi cu Ana Maria, eu cu verișoara mea am venit acasă să dormim sau să luăm ceva și să ne întoarcem. N-am mai apucat. La unul ne-a părăsit, da. Deci sunt niște lucruri atât de dureroase și atât de... n-au cum să piară, indiferent ce mi s-ar întâmpla în viața asta. Cred că și dacă aș... în primul rând că nu mă interesează, dar vreau să spun, dacă mi-ar spune, uite, ești stăpâna lumii, toate comorile pământului, nu m-ar interesa, da? Ați devenit mai înțeleaptă, doamna Maria, odată cu vârsta? Acum mai vulcanică, ca în tinerețe? Nu mai înțeleaptă, pentru că eu nu pot să să modific temperamentul și caracterul. Sunt un om care îmi place să văd lumea că zâmbește. Dacă ar fi după sufletul meu,
a scoate din ecuația vieții lacrimi, durere, tristețe, lipsuri și așa mai departe. Nu să trăim în bogății și pe nu știu ce, să aibă omul cât să fie decent, dar să fie, să nu fie bolnav, să nu plângă, să nu mai moară lumea așa tânără, nu știu, ceva aș face să fie lumea mai bună și mai fericită. Și nu că am devenit mai înțeleaptă. Mă gândesc cât adevăr și cât, cum să spun, cât adevăr e și se adeverește în ce credeam și când eram copil, mai tânăr. Știi că, mă rog, când eram tânără și auzeam că cineva la 50 de ani sau la 60 de ani e bolnav, ziceam, când aveam eu 15-20 de ani, ziceam, oh, păi e bătrân. Nu e adevărat. Un om poate trăi, sunt oameni care trăiesc 100 de ani. Dumnezeu, mă rog, pentru binele și pentru sănătatea la fiecare suflet de pe pământul ăsta în parte, să aibă sănătate și zile frumoase, liniștite și cât se poate mișca și cât poate să-și câștige pâinica în mod onest și cinstit. Mă rog, pentru fiecare suflet de om în parte, indiferent de rasă, de neam, de vârstă și așa mai departe. N-ai cum să prevezi niște nenorociri care îți vin în viață, dar spun, forța interioară, totdeauna am fost o femeie puternică, am fost o femeie care am luat decizii bune pentru viața mea, pentru familia mea, pentru mine, că eu, vrei să spun ceva la vine, toată lumea știe și cred că e în ochii și la îndemâna tuturor să vadă. La meseria mea, dacă el n-ar fi fost un om de calitate, puteam să, Doamne ferește, să mă măriți de 100 de ori. N-am pomenit în familia mea noțiunea asta. Sora mea e văduvă, fac așa o paranteză, a rămas văduvă, i-a murit bărbatul și a rămas văduvă la 25 de ani. Și nu s-a mai măritat niciodată și are doi îngeri de copii. Da? Unul e doctor aici la Matei Balș, șef de secție și a dat doctoratul. E doctor în științe medicale, cealaltă fată e cu nepoata în Germania, tot doctoriță, deci i-a dat Dumnezeu bucurii pe alte părți. I-a bucurat sufletul, dacă i-a luat persoana iubită, nu i-a mai trebuit altcineva. Copiii erau mici. Când a murit tata lor, fetița avea 3 ani și băiatul 1 jumătate. Ea nu s-a mai măritat, a renunțat la viața ei la 25, nici n-avea 25 de ani. Că am plinit 24 în septembrie și în ziua de Crăciun l-am îngropat pe soțul ei. Și de asta spun, eu n-am pomenit certuri, divorțuri, bătăi la mine în familie. Eu am pomenit icoane pe pereți, rușine, bun simț și pot să mă laud așa, că în cuvântul meu, poate e cât muntele de greu. N-am mințit vreodată că vin la 5 fără 10 și m-am dus la 6. N-am spus că vin la nuntă sau la concert și să nu mergeți. Nu există așa ceva. Și cred eu, cuvântul, comportamentul, faptul că știi să tolerezi, să ierți, știi cum se spune, a greși e omenește, a ierta e divin. Da. Toate astea îți formează un caracter. Ori eu nu pot să înghit, nu știu, sau cum să zic, nu să înghit, nu pot să accept în jurul meu sau în prieteniile mele oameni care n-au rușine, care n-au caracter, n-am nimic cu ei, le doresc numai bine, dar nu pot să nu rezist, adică n-aș putea să... Dar vă năpustesc, doamna Maria, grijile, supărările câteodată, adică ați avut cumpene mari în viața dumneavoastră și poate n-ați știu cum să faceți față și v-ați găsit reculegerea, dacă vreți, sau înțelegerea în divinitate? Da, totdeauna, să știi și tu că nu este și nici nu mi-e rușine, totdeauna suntem atât de neputincioși și asta am văzut-o cu ochii mei la multă lume, da? Când nu poți să faci nimic pentru un prieten, pentru un coleg, pentru cineva drag, n-ai putere, da? Și atunci, dacă noi credem în puterea asta, cum să o numi, că e Doamne, Doamne, că e Domnul Iisus, că e Dumnezeu, că e Maica Domnului, cineva a creat lumea, cineva face minuni cu viețile noastre. În sfârșit, totdeauna am găsesc liniștea și nu-mi fac planuri, cum să spun, decât mă rog, Doamne, ai grijă de fiecare om în parte și du-ne Tu pe drumul care crezi că e bun pentru fiecare. Atât. Și nu mă rog numai pentru mine, mă rog pentru toată lumea, pentru familie, pentru toată lumea, pentru oricare
indiferent, pot să nu-l cunosc. Tot așa zic, pentru că s-a demonstrat că nu putem să oprim noi ploile, cutremurile, inundațiile, boala. Cât, eu nu știu, adică mor persoane câteodată pe care nu le știu, nu le-am văzut. Măi, și plâng, plâng de mila lor, de necaz, că putea să mai trăiască, prea tână, prea... și avem și noi colegi și așa mai departe. Și atunci, te raportezi la ceva la care s-a raportat omenirea și poporul nostru de mii de ani. Și dacă tot n-am nicio putere să schimb, așa că ți-am zis, dacă ar fi după sufletul meu, aș spune așa, sănătate multă la fiecare om în parte, n-aș pune lacrimi, supărări, tristeți, nu știu, și să fie fiecare mulțumit și împăcat așa, cu ce are în viață și în suflet. Dar nu suntem noi, nu cei suntem care noi, decidem, da. Și atunci mă rog tot timpul, Doamne, eu viața mea mi-o pun în mâinile Tale și mă rog pentru fiecare suflet de om în parte, dă-i, Doamne, sănătate, bine, apără-ne de tot ce e rău și urât și du-ne pe drumul ăla care crezi că e bun și să nu facem greșeli urâte și să ne pară rău după aia. Așa ajungi, nu la înțelepciune, că nu e asta o filozofie de viață, sunt niște constatări pe care poate că le-ai trăit și când erai copil sau când aveai 20 de ani, dar nu puneai accent mare pe ele pentru că nu știai care e cursul tău în viață, ce faci, ce drești, dacă vezi că pe aici nu știe nimeni dintre toți. Nu știm cât e drumul, cât mai avem fiecare. Suntem trecători, nu luăm cu noi nimic. Nici persoane dragi, nici decât faptele noastre. Și atunci sunt mai neimportante astea lumești, adică cum ar fi averi, răutăți, invidii, dușmănii, decât să ai un gând frumos. Și în momentul când gândești bine, te rog să mă crezi că ți-o spun ca și o constatare, ești foarte lin, foarte, foarte mulțumit că ai împărțit o pâine la cineva care nu are, că ai făcut un bine la cineva, ai dat o mână de ajutor. Uite, era într-o zi o femeie bătrână, parcă am văzut-o pe mama mea, și vrea să-mi vândă flori de sunătoare, de ceai, oriceva, într-un coșuleț. Dar asta nu o spun ca pe o bravură. Atât de mult am simțit-o pe femeia aia că am și uitat de virus, m-am dus, am îmbrățișat-o și i-am pus acolo un coșulețul ei cu ceai, niște bănișori. Zi, mamaie, uite, ia matale ce-ți place și te duci acasă. Lasă. Asta e cea mai mare pomană. Da, că eu nu zic, nu beau ceai, zic, am eu de unde să-mi iau. Dar în ochii ei am citit nu mulțumirea, că nu avea pentru ce să mulțumească. Am simțit ca o privire de mamă, ca o privire care a zis să trăiești, fata mea, ceva de genul. Vedeți că și Dumnezeu lucrează prin oameni. Da. M-a trimis acolo să faceți un bine, da, și să aduce zâmbetul pe buze. Da, și îl fac de câte ori am ocazie. Nu că îmbogățesc pe cineva, dar crede-mă, toate rânduielile care au fost și sunt creștinești, le-am făcut începând de la vecinii lui, de la Târgoviște, la colegi, la prieteni, la rude. N-am sărit pe nimeni când am făcut parastase și chestii de-astea, pentru că așa pot să-mi alin eu, cum să spun, și să fiu eu împăcată că am făcut totul bun, așa cum s-ar fi mândrit el și cum se mândrea de fiecare dată cu ceva când făceam trainic și bun și era foarte încântat. Și toate o să mi le fac așa cum simt eu. Doamna Maria, mi-a făcut o plăcere deosebită să stau astăzi în parc cu dumneavoastră și acum, în încheiere, aș vrea să vă mai întreb dacă credeți că ceea ce spunem pe gură sau ceea ce oferim are efectul de a se întoarce asupra noastră, fie ele bune sau rele. Eu cred că omul trebuie să se comporte așa cum simte el, pentru că dacă ești un om bun, n-ai cum să arunci săgeți de răutate în jur. Așa, mie îmi pare rău că la o întâlnire atât de frumoasă, dar am vrut din tot sufletul și lucrurile astea, să știi că ești prima. Când mă destăinui și cu lacrimi, dar lumea vede și o să mă creadă și, cum să spun, le-am spus din tot sufletul și nu am exagerat că n-am de ce. Dar, în general,
nu știu, poate că fiecare dintre noi, indiferent că suntem mai săraci azi, poate Dumnezeu ne ajută și o să devenim și o să ne dea ce ne trebuie mâine. Nu știu, cred că ar trebui să fim un pic mai umani, mai omenoși, mai cu milă unul de celălalt și cu grijă. Nu împărățim niciunul dintre noi pământul, nici nu luăm bogățiile cu noi. Și atunci dacă eu am 10 rochi și văd acolo o fată eminentă la liceu care n-au părinții posibilități, de ce să nu-i dau și ei două să se bucure? Cam în sensul ăsta. Sau dacă vezi un copil care e foame pe stradă, de ce să nu îi dai un bănuț să ducă să-și cumpere ceva de mâncare? Adică după mine, până la urmă, indiferent ce ești, cine ești, dacă ai un pic de grijă, de iubire, că până la urmă așa spune Doamne, Doamne, să te rogi de credință, de iubire, de pace, de smerenie, adică totdeauna să fii așa. Să dai un exemplu, că poți fi și bun. Nu știu, eu am impresia că poporul nostru a fost binecuvântat de Dumnezeu și ori mai fi. Na, pădure fără uscături nu există, poate. Dar așa, una peste alta, cred că poporul nostru, românii noștri, sunt frumoși la suflet, sunt miloși, sunt calzi și cred eu că așa, făcând un bine azi, unul, celălalt mâine, poate lumea devine mai bună și mai veselă. Mie mi-ați făcut cel mai mare bine, doamna Maria, și te pup, iubita mea. Vă mulțumesc că m-ați simțit aproape de sufletul dumneavoastră, pe mine, pe telespectatori, pentru că vă așteptau și pentru că v-ați destăinuit și a cunoscut o altfel de Maria Cârnești, da, dincolo de scenă. Eu rămân tot Maria publicului, pentru că îi iubesc și mi-e dragă viața și lumea, dar așa. Sub lupă azi. Da, așa, sub lupă și știți dumneavoastră, cu sufletul meu puțin, nu știu, nu trist, că e puțin spus, așa, fără jumătatea mea lângă mine. Mulțumim din suflet, doamna Cu drag. Maria. Poate că a trebuit să mă stabilizez din punct de vedere al carierei, de ce nu sentimental, să mă maturizez ca să primesc ceea ce îmi doresc cu adevărat. Mama soacră e țuții. E țuții. E țuții. Boul m-a călcat pe picior, m-a băgat sub cei care știu de la țară, sub jug, și în spate vine plugul, da? Și vitele au trecut peste mine și plugul mă tăia pe jumătate, pur și simplu. Și mama a tras cu toată puterea și a aruncat plugul peste brazde. Ei, imaginea aia mie mi-a rămas toată viața, pentru că te-a în marcat. Momentul ăla puteam să mor. Da.